Poate cea mai ciudată dintre toate fericirile rostite de Isus e lăsată la final. Ferice de cei prigoniți din pricina integrității, pe unii poate vă irită această libertate de a interpreta sau reinterpreta cuvântul neprihănire? Ferice va fi de voi când din pricina mea? Oare cum am putea da de capăt unei astfel de fericiri care ne stă în fața azi? Iată detaliile care complică înțelegerea și translatarea ei în viața noastră persecuția ca precondiție a fericirii supreme? Cine a mai auzit așa ceva? Nu sună un pic cam sadic? Și apoi cine ne dă dreptul să vorbim din această fericire dacă n-am trăit persecuția? Repetiția insistentă că ar trebui să ne bucurăm și să tresăltăm într-un Astfel de context ridică și mai mult uh, tensiunea. Avea necazuri din cauza integrității, păi din câte știu eu, integritatea îți câștigă respectul la locul de muncă cu cei din jur. Așadar, asistăm la o surpriză, la o iritare pe care cuvântul ăsta ne poate crea. Faptul că urmează imediat după reconciliere poate creează cel mai bulversant aspect dintre toate. Cum se poate un om împăciuitor să fie persecutat, care caută armonia, refacerea și vindecarea lucrurilor? Înseamnă că pacea despre care am auzit nu-i o pace cu orice preț. Și că există o miză, sunt valori, sunt lucruri care contează mai mult decât pacea în sine. Mai mult este singura fericire care se repetă de două ori, în versetul 6 și în versetul 10. Încununează atât dispozițiile interioare cât și cele relaționale. Prima și ultima fericire sunt însoțite de aceeași promisiune, că cea lor este împărăția cerurilor. În felul ăsta împachetează tematic toată discuția și toată invitația noastră în această călătorie legată de fericiri. Ce facem cu fericirea noua, care apare la final, în care Hristos ne invită și ne spune că noi, din pricina Lui, putem fi fericiți. Avem în față, fără îndoială, apogeul tuturor fericirilor rostite de Hristos. Așadar, importanța acestei fericiri nu poate fi neglijată sau trecută cu vederea. E un veritabil manifest împotriva fericirii, sau cel puțin împotriva felului în care cei mai mulți dintre noi am fi tentați să traducem fericirea în viața noastră. Poate că de aici ar trebui să plecăm. Poate că Isus vorbește despre răscumpărarea condiției nefericite. Este un realist convins atunci când ni se adresează, când ne accesează în starea, în condiția în care ne aflăm. Perspectiva din care vorbește Hristos pare de-a dreptul uluitoare. Nimic nu este străin din ceea ce ne privește. Devenirea într-o fericire nu vine din privilegii, din statutul social pe care îl ocupi, ci din dreapta atitudine față de cele strâmbe. Înseamnă că există un potențial nebănuit pentru orice persoană, indiferent de anotimp, indiferent de probleme, indiferent de situația în care te afli, pentru a invita, pentru a accesa prezența lui Hristos. Poftim, halal invitație. Lacrim, durere, sărăcie, lucie, vulnerabilitate, persecuție, suferință, durere. cum sună să știi că această ultimă fericire este rostită de cel care a fost zdrobit pentru păcatele și fără de legile noastre. Câtă sensibilitate putem găsi în spectrul acestei fericiri de azi? Iată cum ar arăta parcursul neucitor al fericirilor de până acum. Ești fericit când te afli la capătul puterilor. Când Îți vezi propriile păcate și plângi pentru ele. Când ai ieșit din competiția afirmării de sine, câtă vreme nu ți-ai pierdut apetitul după Dumnezeu și dreptatea lui. Și apoi continua. Când demonstrezi empatie, dar și o inimă vulnerabilă, când devii un instrument al păcii și azi când ești prigonit pentru integritate. După cum bine surprinde Bonhoeffer, cu fiecare fericire, prăpastia dintre ucenici și lume se cască tot mai tare, iar chemarea de a ieși din rândurile acestea devine tot mai evidentă. Cu fiecare fericire se construiește un portret inconfundabil, distinct, reprezentativ, a ceea ce înseamnă să-L oglindești pe Hristos în această lume. În această fericire atingi apogeul, în momentul în care ești dispus, poate să plătești cu prețul vieții încrederea pe care ți-ai câștigat-o înaintea lui Dumnezeu. Sunt câteva cuvinte care poate ați sesizat se aliniază și te țin într-o încordare absolut insuportabilă. Persecuție, integritate, Isus, ce rol joacă Isus în toată povestea asta și apoi bucuria. Pe lângă repetiția constantă la fericire, apare elementul insistent. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Înainte de 89, mai știai ce înseamnă să fii persecutat, să fii dat afară din serviciu sau de la facultate pentru credința ta în Dumnezeu. Dar azi, ce se întâmplă acum? În ce fel se măsoară acum, în vremuri de libertate, persecuția, prigoana? Poate ăsta e elementul cel mai inadecvat pe care ți-l creează în fața acestei fericiri. Cum poți aplica azi o astfel de fericire? Deși ochii noștri au fost spălați deja de o sumedenie de atentate, poate vă mai aduceți aminte de cel de la Liceul Columbine din State, de pe data de 20 aprilie 1999, care a îngrozit la vremea aceea o lume întreagă. Casey René Bernal, împreună cu alți 14 colegi, aveau să plătească cu viața. O însemnare concisă, cu o seară înainte, suna astfel. Citez, post scriptum. Sincer, îmi doresc să trăiesc în totalitate pentru Dumnezeu. Este greu și înfricoșător, dar merită în totalitate sacrificiul. Nu știa ce o așteaptă. Nu știm ce spunem. În ziua următoare se pare că a fost găsită de unul dintre atacatori, ascunsă sub o bancă. Părea că se roagă. Așa că a fost întrebată dacă crede în Dumnezeu. Spus, fără să ezite, da. Iar cel ce ținea arma i-a replicat cu cinism. Bine, atunci du-te și fii cu el. Ceea ce mă șochează la acest caz, o fată de numai 18 ani, care într-o fracțiune de secunde de secundă. N-a avut timp să aducă un răspuns sticluit, rațional, bine gândit. De unde ați țâșnit o astfel de reacție într-un astfel de moment în care ceva te-a luat total pe nepregătită? Nu pot să nu mă întreb în fața acestui exemplu cum aș fi reacționat eu. Am învățat, poate la vârsta asta, să nu mai afirm că știu. Nu știu. Până nu trec printr-o situație de genul ăsta, nu știu cum pot reacționa. Și nici unul dintre noi nu știe. Pe de altă parte, nici nu știu dacă e mai greu să mor pentru Hristos sau să trăiești pentru Hristos. Uitați ce spunea Sadusundar Singh. E simplu să mor pentru Cristos. Mai greu e să trăiești pentru El. De murit mori într-o oră sau două. Dar a trăi pentru Hristos înseamnă a muri în fiecare zi. Ce părere ai? ce mai greu? Am să nu mă înțelegeți greșit. Nu vreau să diminuez experiența, durerile, persecuțiile prin care au trecut creștinii, nici vorbă. Convingerea la care am ajuns E că dacă Dumnezeu nu-ți dă putere, nu poți să faci față unei situații extreme. Vine prin puterea lui Dumnezeu. Dar exact aici e capcana legată de a trăi pentru Hristos. Câți dintre noi considerăm că avem nevoie de exact aceeași putere ca să trăiești pentru El? Și aici e problema. Aici ne fuge pământul de sub picioare. Aici pierdem contactul cu realitatea, cu Hristos, cu rostirea pe care o aduce în auzul urechilor noastre. Nu știu în ce măsură realizez, dar cel mai sfidător act din Univers este cel al ascultării zilnice de Hristos în cele mai mici detalii. Asta înseamnă sfidare. Asta înseamnă ascultare. Asta înseamnă credință. Asta înseamnă verticalitate, orientare către cele cerești, către împărăția lui Dumnezeu. Și, vedeți, gesturile simple ne scapă. Conectarea inimii îi ca un fel de acordaj pe care ți-l începe de dimineața. În care invoci și spui Doamne, am ajuns la concluzia că până la urmă spiritualitatea nu se măsoară atât de mult în timpul pe care îl petreci pe genunchi. Deși, din nou, nu diminuezi prezența, rugăciunea constantă pe care oamenii o fac. Dar e elementul acela declarativ cu care începi, cu care îți aliniezi îți treci mental în revistă lucrurile pe care le-ai de rezolvat și trăiești acea îmbibare de prezență divină pe care le predai, le încredințezi. De ce spune în Filipeni Pavel? Nu vă îngrijorați de nimic. Păi nimicurile ne pun în dificultate, ci în orice lucru aduceți cerile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri cele două cuvinte răstoarnă absolut tot, tot, tot. Tot ceea ce ți-ai proiectat te ajută să treci peste lucrurile care nu ți s-au rezolvat așa cum ai fi vrut tu. Cu mulțumire îți reașează viața, cotidianul, starea interioară, mentală într-o dispoziție ca să poți face față problemelor și provocărilor. De ce e mai greu să treci pentru el? N-am putut să nu mă întreb, să nu-mi caut câteva justificări, răspunsuri. Păi, avem impresia că trăim pentru el, așa, inerțial, by default, cumva îi implicit, dar lucrul ăsta nu se întâmplă. De-aia avem nevoie de astfel de mecanisme prin care să ne aducem aminte cine contează, cine domină, cine conduce Universul acesta. În al doilea rând, trăirea pentru el presupune o mortificare continuă. Dacă ai citit de curând în Coloseni, vei fi șocat. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția și urmează lista. Ei, această mortificare continuă cuvântul în sine, ne oripilează pe unii dintre noi. Cum să gândești în termenește. ăștia? Observați cât de superficial putem privi la viața de credință. Invitația radicală pe care o aduce Hristos în fața noastră și mai mult îi greu să trăiești pentru că a trăi pentru el înseamnă până la urmă să trăiești în fața singurei audiențe care contează. Că el are primul și ultimul cuvânt în viața ta, în orice aspect. Oare nu asta te eliberează de grija zilei de mâine, de problemele cu care te confrunți? Doar cel care a ajuns la capătul puterii lor, este pregătit să trăiască pentru Hristos. Atât de frumos se reîntâlnește prima și ultima fericire. Acolo se deschide ușa înspre împărăție. Asta înseamnă că fiecare fericire este parcursă de mână cu Hristos. De unde știi că l-ai apucat pe Hristos decât dacă ai ajuns în punctul în care conștientizezi că nu mai ai nici măcar o opțiune? Îl ai locul în care nu-i mai dai drumul, în care viața lui e viața ta și voia lui devine voia ta. Dacă fiecare fericire este testul celei precedente, înseamnă că măsura sărăciei noastre în duc se dovedește în prețul pe care ești dispuș, dispus să-l plătești pentru neprihănire. Adică pentru acea stare, după voia lui Dumnezeu, la care ne invită Domnul nostru. Dar ceea ce mă scandalizează cel mai mult este că persecuția noastră este pricina neprihănirii. Amprenta inconfundabilă a fericirii de azi este neprihănirea. E singura fericire care se repetă de două ori. Fericirea patra și a opta. Apogeul dispozițiilor interioare și celor interpersonale. Neprienirea ca strigăt și realizare. Îndreptățire și îndreptare. Socotire și asumare. Neprienirea lui, întregirea noastră. Neprienirea atribuită și neprienirea dovedită. E la mintea cocoșului că persecuția nu-ți vine din pricina unei simple declarații, că te simți justificat, acceptat înaintea lui Dumnezeu, ci că ea comportă o distinctivitate care este sesizată de către ceilalți și este taxată în anumite momente. Este suficient să aruncăm o privire la felul în care continuă predica de pe munte. Doar la câteva versete, o simplă aruncătură în text, capitolul 5, versetele 16 și 20. Ia uitați-vă! Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Deși suntem obișnuiți cu acest verset, ne creează o indispoziție teribilă. Cum adică să faci fapte bune și oamenii să-l slăvească pe Dumnezeu, pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ce fel de calitate presupune aceste fapte și acțiuni ale noastre? Versetul 20. Căci vă spun că dacă neprienirea voastră nu va întrece neprienirea cărturarilor și a fariseilor cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Chestiile astea te pun pe gânduri. Intriganta ecuația fericirii după Isus are neprienirea drept noțiune constitutivă. Cu alte cuvinte, neprienirea lui Isus include caracterul. Nu-l exclude, nu-l lasă deoparte. Cred că cel mai bine această ambivalență poate fi reperată și în următoarele două citate. O să le luăm pe rând ca să vedeți direcția în care ne trage discuția asta despre neprianire. Pe de o parte, G.K. Chesterton spunea, memorabil, există o infinitate de unghiuri din care poate să cadă cineva și numai unul singur în care poate sta drept. Nu există mântuire, apropiere de Dumnezeu, trăire după voia lui Dumnezeu. Lucrurile astea se obțin dintr-un singur punct, dintr-un singur unghi, drept așezat de Dumnezeu, de piatra din capul unghiului care este Isus Hristos. Nu există, nici nu are rost să mai discutăm. Pun. Pe de altă parte, pe unii s-ar putea să vă surprindă, dar uitați ce spune Emil Cioran în următorul citat, poate un pic mai lung o să vă cer îngăduința să îl urmărim cu atenție. Îmi fac o idee atât de înaltă despre obligațiile ce -i revin unui credincios, că mi-ar fi teamă să am credință. Mi se pare aberant și ridicol să-L invoci pe Dumnezeu și să te porți ca restul muritorilor. E totuși ceea ce se cam întâmplă. E mult de când credinciosul a încetat să fie un fenomen Traniu, misterios, excepțional. Când există, credinciosul e la fel ca toți ceilalți. Credinciosul e la fel ca toți ceilalți. Păi Hristos, în fericire, în predica de pe munte, spune că nu-i la fel ca toți ceilalți. E ca și cum n-ar exista deloc. Observ distinctivitatea prin sare, prin lumină, metaforele care sunt, preluate și care preia tot mesajul fericilor și îl evidențiază, îl adeverește, îl arată lumii întregi, semnilor noștri. Și ceea ce cred că e și mai șocant, e că lucrul ăsta se întâmplă în mod natural. Nu poate fi forțat, fabricat, cosmetizat în fața oamenilor. Pur și simplu se întâmplă. E lucrarea lui Dumnezeu prin viețile noastre. Ce părere ai tu de aceste cuvinte? Straniu? Misterios? excepțional, ce trezește în noi această discuție despre nebrianirea? Ce lucru neobișnuit faceți? Vă duceți aminte? Tot de întrebarea Mântuitorului din predica de pe munte. Ce lucru neobișnuit faceți? Când s-a întâmplat ultima dată ca cineva să-L binecuvânte pe Domnul din pricina ta? Interesantă întrebare. Iată concluzia la care am ajuns. Îndreptățirea aduce îndreptare, îndreptarea întregire, iar întregirea un caracter încercat. Nu cred că te bucuri de fericirea pe care o prom promite Hristos fără această a doua nuanță, atingere a neprienirii de care vorbește El. Foarte interesant, dacă ați sesizat fericirea de data trecută, ferice de cei împăciuitori că și ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu, această expresie, după rea multor comentatori, presupune caracterul, oglindirea unei vieți. Nu o simplă etichetă sau titulatură, ceea ce cumva ne pregătește pentru greutatea integrității și a neprianirii despre care vorbește Hristos. Cred că cea mai simplă descriere a unui om de caracter pe care eu am găsit-o este aceasta. Un om integru va spune adevărul, își va ține promisiunile și își va asuma răspunderea pentru ceea ce face. Trei cuvinte cheie. Adevăr, promisiuni și răspundere. Dacă ai urmărit cu atenție până aici, neprienirea la care te cheamă Hristos nu îi perfecțiunea întruchipată, care nu face greșel, care nu are minusuri, care nu are scăpări, ci este neprienirea care își asumă. În momentul în care ai greșit, în momentul în care ai rănit, îți asumi, cauți să îndrepți, să te ții de ceea ce îți promite Dumnezeu. Există o discuție foarte interesantă legată de Matei și unii îl acuză că ar fi un fel de legalist. Înțelegem de ce. Pune accent pe neprihănire. După Pavel, este singur autor din Noul Testament care, care are neprihănirea drept noțiune programatică. Își propune să o exploreze pe parcursul Evangheliei sale. Dar întrebarea e cum înțelegem legalismul? Oare dacă te gândești că e vorba de o listă de cerințe, să faci asta, să nu faci asta, sunt niște reguli exterioare impuse de către cineva, da. Dar dacă cerințele, obligațiile despre care citim au în spate inițiativa, intervenția lui Dumnezeu, atunci lucrurile stau cu totul altfel decât ne-am imaginat. Ei, problema e că la Apostolul Pavel cum și numește relația dintre indicative și imperative Hristos a murit pentru noi de aceea socotiți vă morți față de păcat relația asta e foarte bine stabilită Mi-a plăcut ceea ce spunea cineva că la Matei putem vorbi despre un fel de omnipotență în spatele scenei că există această implicare a lui Dumnezeu implicită presupusă și că îți trebuie un pic de ochi de detectiv ca să sesizezi detaliile. Sunt cel puțin trei aspecte care merită luate în considerare. Pe de o parte, expresia care apare încă de pe prima pagină din Evanghelia după Matei, numele Emanuel, expresia cu voi și în mijlocul vostru, care și cu privire la Hristos și cu privire la noi se referă la prezența dinamică, transformatoare a Duhului lui Dumnezeu. Înseamnă că Duhul lui se implică și asta îți dă putere să te ții de ceea ce își cere Dumnezeu. O a doua observație legată de încadrare. Încadrarea Evangheliei seamănă cu Cartea Geneza. Îl vezi pe Dumnezeu implicat de la început până la final. În nașterea miraculoasă, inclusiv toată acea genealogie obositoare. Îți arată că Dumnezeu e prezent de-a lungul istoriei. Că El este regizorul din spate. Și îl vezi în învierea lui Hristos dintre cei morți la final. Pe de altă parte mai apare invocarea numelui, care din nou ne creează uh, o divergență culturală. Nu prea suntem obișnuiți. Invocarea numelui lui Isus Hristos când sunteți la o la altă doi sau trei și vă rugați în numele meu sau botezul numele... Sfintei trei în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, nu e o simplă repetiție mantră fără de care cel care hotărăște să se boteze nu poate să intre în relația cu Dumnezeu, ci implică de fapt acea cufundare în experiența Sfintei Trăimi. Că intri în relație efectivă cu Dumnezeu. În legătură, în asociere cu prezența Lui. E în momentul în care cele trei lucruri se aliniază, îți dai seama că de fapt Dumnezeu e mult mai prezent în viața oamenilor și a credincioșilor decât am realizat vreodată. Revenind la neprihănire, nu știu pentru tine care e cea mai tare lecție cu care te-ai întâlnit cu privire la neprihănirea lui Dumnezeu. Iată cum ar suna pentru mine. E ideea centrală a mesajului de astăzi. Inima neprihănirii lui Isus este Corectitudinea și compasiunea. Echitatea și empatia. Cu toții știm că unii dintre noi sunt mai justițiari și să ai la locul de muncă în echipă un om atent la detalii corect poate să devină așa ca o piatră în pantof un element care te irită mai și împinge lucrurile înainte, dar uneori și poate să creze. Și zice, bă, de ce nu, -i, nu pot fi lucrurile înfăptuite, corect și în rânduială? Am cu toții știm că avem în echipă și oameni mai îngăduitori cu ceilalți. Cât de grea și imposibil ar fi viața fără genul ăsta de persoane, gândește-te un pic. Dar observ ce zice Hristos. Să ai caracter. Nu înseamnă doar să fii corect. Să trăiești această fericire nu înseamnă doar să fii îngăduitor cu ceilalți. Și din experiența personală, cel mai greu e să lembini. Să știi când să insiști pe corectitudine, când să faci un pas înapoi. E, aici e un element de finețe, de rafinament și Hristos la așa ceva, cred că ne cheamă. O să invoc trei argumente în sensul acesta. Unul este doar din structural. Dacă ai citit cu atenție, milostivirea și dreptatea sunt exact la mijloc, a, a patra și a cincea. Asemenea unui sandwich în această discuție despre fericire, miezul neprienirii, vrea să spună Hristos, despre asta e vorba. Dreptate și compasiune. Asemenea celor două balamale care țin la oaltă cele două table am preluat această metaforă cu privire la tablele legii, la tablele fericirii. Țin la oaltă cele două table ale dispozițiilor personale și al celor relaționale. Un alt exemplu interesant, statura știarsă sau impozantă, vă las pe voi să decideți, a personajului Iosif, templarul, tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Uitați ce se spune despre el în Matei 1 cu Iosif, bărbatul ei, al Mariei, sau logotnicul ei, era un om neprihănit, drept și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Ceea ce ne comunică textul e că până în punctul acesta, Iosif nu se gândea la această naștere uh, miraculoasă, ci se gândea că s-a întâmplat ceva rău, ceva negativ. Că inima lui era îndurerată și sfâșiată. Și acum te întreb. Cum se poate ca un om drept, un om integru, să dea dovadă și de compasiune? De unde a învățat Isus lucrul acesta? Un al treilea aspect este sămânța de scandal adusă de Hristos prin învățătura Lui. Iisus Hristos spune în predica de pe munte, în 5 cu 48, voi fiți, dar desăvârșiți, cum Tatăl vostru este. Și mai târziu, în capitolul 9 cu 13, spune, duceți-vă de învățați. Ce înseamnă milăvoiesc, iar nu jerfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ca și cum ar spune, punct. Lecția e gata, ne vedem săptămâna viitoare. Să vedem ce ați practicat. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milăvoiesc, iar nu jertfa. Singura întrebare e, noi cum ne vedem? Cred că cea mai bună validare a sărăciei în duc se verifică în acest gen de neprihănire, în această ambivalență insuportabilă în anumite momente. Uitați ce spunea Lady Julian din Norwich. Mai întâi cădem și apoi ne ridicăm după cădere. Și amândouă, amândouă se întâmplă din mila lui Dumnezeu. Pentru cei care am crescut în mediul evanghelic, simțim sămânța de scandal în acest cuvânt amândouă. Că Dumnezeu te ridică, da. Dar eu te întreb, cât de convins ești tu că Dumnezeu te ridică și că e numai lucrarea lui Dumnezeu în viața ta? Dacă n-ai experimentat îndurarea lui Dumnezeu în acea prăbușire, din care să fii ridicat, din care să fii îndreptat ca să poți să stai în picioare, nu pot evita o întrebare teribil de practică. Oare cum arată acest gen de neprihănire integritatea la firul ierbii? Și am încercat să translatez cele opt nou fericiri pe înțelesul nostru. Iată cum arată, cum sună prima. Un astfel de om sau integritatea nu se sfiește să recunoască, să-și recunoască limitele, neputința, nevoia disperată după Dumnezeu. Mai departe, are putere, fie atent, să-și ceară iertare când greșește și chiar să plângă. 3. Respiră o bunăvoință ieșită din comun, deoarece și-a găsit împăcarea cu sine. De asta poți să ieși din competiția afirmării de sine, pentru că ți-ai găsit pacea, echilibru interior. Asta e esența blândeții. Mai departe. Integritatea asta este urmărită de o nemulțumire sfântă. Asta e foamea și setea. Două cuvinte care se suprapun, care se întâlnesc pentru a uh, intensifica acest sentiment al dorinței, al... Tângetului a la aspirații după al strigătului, după dreptate, după neprihănire înainte lui Dumnezeu. Dacă ne mutăm la cea de-a doua tablă a fericirilor, deși tânjește după o lume dreaptă, nu poate să nu se identifice cu durerile, căderile și neputințele celorlalți. Se simte liberă să fie ea însă și în relația cu alții. Asta e inima curată inima neîmpărțită pe care o împarți cu cei de lângă tine. Nu caut atât să fie înțeleasă, cât să înțeleagă, cum ne învață Sfântul Francis din Asisi. Și opt, spune adevărul, își ține promisiunile și își asumă răspunderea pentru ceea ce face. Dar nu putem evita și pe a noua, care le ține la oaltă pe toate celelalte, trăiește cu ziua în fața singurei audiențe care contează. Când îl ai pe Hristos, cum zice Pavel, nu contează că trăiești, că mor mâine, pentru că ești liber. Ești un om liber. Hristos are primul și ultimul cuvânt în viața ta. Asemenea, femeii de la sfârșitul cărții proverbe, ce metaforă apare acolo în capitolul 31 cu 25, zice despre ea că are putere și râde Lasă ca aroma acestei metafore să te învăluie. Gândește-te la grijile, problemele pe care le ai, la ceea ce te așteaptă în zilele următoare și gândește-te la ce era în mintea acestui autor, la invitația nebună pe care ți-o face Hristos. Râde de ziua de mâine. Și ești fericit nu pentru că ai scăpat de necazuri ci pentru că prezența lui Isus Hristos împlântată în mijlocul nefericirii noastre face până la urmă diferența. Foarte interesant, dacă mă gândesc la viața mea, toate momentele în care am simțit că a avut loc o maturizare, au fost momente caracterizate de suferință. Fie că e vorba de nașterea copiilor, fie că au fost anumite încercări, toate au fost marcate de acest element al suferinței. Așadar, care să fie tâlcul celei de-a noua fericiri? Ferice de, va fi de voi, când din pricina mea, spune Mântuitorul. Păi cuvântul prigoană te leagă de fericirea precedentă și încununează toate rostirile de până aici parcă îți stai respirația. Doi, mutația de la ferice de cei la ferice de voi te somează să te identifici. Cu alte cuvinte, nu a avut niciun rost parcursul prin fericire dacă nu ajung să mă identific cu ele. Și a treia observație slujește ca tranzicție spre cuvintele asurzitoare. Voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Și pentru că cea mai bună terapie, uneori, este avertizarea, atât în plan personal cât și comunitar, îngăduiți-mi spre final să mă folosesc de una dintre cele mai importante provocări personale. Romanul favorit din tot ceea ce-am citit este cel al lui Dostoevski, frații Karamazov. Este ultima lucrare pe care o scrie încununarea de o ambiție și de o amvergură greu de egalat. Prin intermediul celor trei frați, Dimitri, Ivan și Alioșa, aruncă în combat cele trei mari filozofii ale vremii. Libertinismul, străi viața după bunul plac, ateismul, calea necredinței și creștinismul, la Alioșa, calea încrederii înspre Dumnezeu. N-am înțeles multă vreme de ce Ivan, ateul, este atât de apric, atât de bun în argumentare. Fratele lui e aproape că nu reușește să-i răspundă la nici unul dintre argumentele sale. Și aici autorul dă dovadă de un dramatism ieșit din comun. Și recunoaște toată viața precedentă, frământările, întrebările fără răspuns și noua așezare în viața de acum. În celebrul pasaj cu Marele Inchizitor, Dostoevski îl pune pe Ivan să dea glas legendei referitoare la întoarcerea lui Hristos pe pământ în perioada Inchiziției Spaniole. Un bun prilej pentru o critică pe care o face bisericii instituționalizate din vreme. Ivan îi povestește fratelui său, Alioșa, cum Hristos se întoarce pe pământ. Prezența lui imediat este remarcată, vindecă bolnav chiar, învie pe tânăra o tânără a unei femei, exact cum se întâmplă pe paginile Evangheliei. Și la această perturbare în spațiu public, Marele Închizitor poruncește să fie arestat, închis și aruncat într-o celulă. Mai târziu, la ceas de noapte, îi face o vizită asemenea lui Nicodim, de altă dată, și cu un opaiț în mână intră și are o discuție cu Isus. Mulți spus discuție, pentru că tot ceea ce urmează este un monolog în care doar închizitorul vorbește și Hristos îl ascultă fără să spună o vorbă, fără să-i răspundă la toate întrebările și nelămuririle pe care ele are. Dar acest pasaj este unul dintre cele mai remarcabile din istoria literaturii pe tema libertății. Pornind de la cele trei ispitiri, Marele Închizitor îl acuză. De ce nu i-a ținut pe oameni înregimentați prin pâine, prin miracole, prin fascinația puterii. Cred că pentru prima dată am înțeles noima ispitei satanice. Dă-le pâine, circ, fascinația puterii și îi vei avea cu tine. Ei, Hristos refuză pentru că le redă oamenilor libertatea. Și acest gând reprezintă cel mai profund raționament cu privire la ucenicie, cu privire la credința creștină. Credința creștină nu e ceva moștenit care s-a lipit de tine, ci este o alegere radicală pe urmele pașilor lui Isus Hristos în ascultare și în credințare de plină. Ceea ce implicit textul arată că foarte puțini și-au asumat-o de-a lungul generațiilor și de-a lungul anilor. Drept dovadă este punctul în care ajunge biserica să facă apologia diavolului a celeilalte alternative pe care Hristos a respins-o cu vehemență. Hristos ascultă în liniște, mai apoi închizitorul dă să plece. Dar Hristos îl îmbrățișează și îl sărută. Închizitorul se albește la față, consternat. Apoi pleacă lăsând între deschisă ușa celulei. Cred că este aspectul spre care Jordan Peterson mi-a deschis ochii cu privire la încărcătura simbolică a acestei uși deschise pe care Hristos o lasă bisericii. Realismul lui Dostoevski este de dreptul de busolant. Câtă vreme biserica îi mai lasă o ușă deschisă lui Hristos, încă mai există speranță pentru această lume. Deși este un creștin asumat, Dostoevski refuză să aducă argumente subțiri în fața oponenților săi raționaliști sau atei. Ba din contră, prin intermediul lui Ivan, argumentează cu o claritate și cu o pasiune surprinzătoare contra adevărului credinței creștine. Alioșa, care era un temperament în consonanță cu biserica, de unde și dorința lui de a se călugări, nu poate contracara nici unul din argumentele fratelui său, chiar dacă rămâne neclintit în credința lui. În fața argumentelor raționale și a realității dezarmante, autorul refuză să apeleze la negare, amăgire sau ironie pentru slăbirea argumentelor adversarilor. Este lucru care pe mine m-a impresionat cel mai mult în ceea ce face. În schimb, a pus faptele mai pe sus de vorbe și a făcut-o în mod strălucitor. La finalul romanului, bunătatea morală întrupată a naivului Alioșa poate să învingă inteligența critică spectaculoasă, dar nihilistă a lui Ivan. Oare ce facem noi Biserica via cu această ușă între deschisă. Trăim noi cu convingerea că despărțiți de El nu putem face nimic. Îți vine să crezi că există în Biblie o biserică în Apocalipsa care îl ține pe Isus la respect afară. Biserica din la Apocalipsa 3 cu 17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic. Ce trimitere ironică la Psalmul 23. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Cum ne vedem noi și oare cum ne vede Hristos? E o întrebare de bun simț la care suntem invitați. Iată tâlcul celei de a noua fericiri. Fără Hristos, biserica persecutată se transformă în biserică persecutoare. Rostirile sau cele opt promisiuni răscumpărătoare ale lui Isus reprezintă o veritabilă adulmecare a împărăției cerurilor. Dispozițiile interiorității și conectivității. Dispozițiile regăsirii și interconectării. Primele ne arată ceea ce nu suntem, următoarele ceea ce ar trebui să fim. În prima parte suntem ridicați de la pământ, în celelalte suntem trântiți la pământ. În prima parte cădem, în a doua ne ridicăm. Concluzia acestui mesaj este următoarea. Omul neprihănit este omul interiorității și al relațiilor. Patru dispoziții interioare. Neputința, Agonia, regăsirea, foamea. Și patru dispoziții relaționale. Empatia, onestitatea, armonia, verticalitatea. Cam asta înseamnă a trăi în fața singurei audiențe care contează verticalitate și vulnerabilitate. Cum ar spune Pavel în Galaten 5 cu 6, căci în Hristos Iisus, nici tăier în prejur nici netăiere în prejur au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Sau cum spune Domnul Isus în predica de pe munte, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Neprihănirea ca aspirație și emulație.